Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale are vești bune pentru producătorii agricoli care vor să obțină bani nerambursabili de la Uniunea Europeană prin intermediul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală. AFIR anunță că sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri și cel pentru dezvoltarea fermelor mici pot fi accesate acum mai ușor, agenția publicând pe pagina sa oficială de internet www.afir.info un nou model de cerere pentru emiterea autorizației de mediu pentru beneficiarii acestor submăsuri. Astfel, modelele de cereri aferente sub măsurii 6.1 de sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și 6.3 pentru dezvoltarea fermelor mici sunt disponibile în cadrul secțiunii informații utile sub secțiunea tipizate. De la demararea PNDR 2014-2020 și până în prezent, AFIR a încheiat aproape 10.000 de contracte pe sub măsura 6.1 în valoare de peste 400 de milioane de euro și a efectuat plăți către beneficiari în valoare de 305,7 milioane de euro. Pentru măsura 6.3, AFIR a semnat circa 5.600 de contracte de finanțare în valoare de aproximativ 83,7 milioane de euro, plățile efectuate depășind la ora actuală 59 de milioane de euro.